Cine a avut ocazia de a o cunoaște pe Anna Rosen, fie prin intermediul televiziunii sau prin al presei în general, trebuie să recunoască faptul că australianca, născută în 1981, pe 5 august, este o femeie foarte frumoasă, iar pentru a deveni model la vremea la care a făcut-o, puține piedici au avut să-i se pună. La 16 ani însă, Anna începe să devină pasionată de jocul de golf și printre primele rezultate care îi dau o mare satisfacție sunt cele care o conduc către calificarea sa la edițiile din 1999 și 2000 ale campionatului australian de amatori. De aici încolțește ideea de a părăsi modelingul în favoarea practicării golfului, lucru pe care frumoasa australiancă îl face. Rosen intră în rândul profesioniștilor la sfârșitul lui 2004, iar un an mai târziu evoluează și pe bătrânul continent, obținând locul 3 la prestigiosul Ladies European Tour. Astăzi, bine cunoscută pentru năstrușnica idee de a renunța la modeling, dar și pentru performanțele la care a ajuns în practicarea golfului, Anna Rosen este un bun instructor al jocului care pare să s-a creat în Scoția medievală.